seara. Puteți să mă filmați pe mine, vă rog, cu domnul Moș Crăciun? Sigur. Vrei așa? Da, e așa. Și am vrut să plec, dar Moș Crăciun nu m-a lăsat și mi-a zis: ho, 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 ai uitat să-mi spui ce-ți dorești de Crăciun. Și eu i-am zis: vreau să ne strângem 1000 de oameni pe YouTube. Deci, subscribe, vă rog. Astăzi vom petrece Crăciunul alături de Dă-mă Dans la Grand Christmas, o serie de concerte de Crăciun în Iași, București și Cluj, în care ei petrec Crăciunul în familie, adică cu fanii, într-un decor special și într-o atmosferă intimă, călduroasă, cozy. Tranziție magică. Gata, soundcheck-urile au fost făcute, tot a fost super, super, super bine, s-a auzit foarte clar, decorul e absolut superb, locația în sine îți dă atmosfera așa cozy, e tot foarte cozy, tot foarte călduros, deci ne vedem de diseară. Cum te simți astăzi, înainte de concert? N-am emoții, sincer să fiu. Am emoții pentru că e ceva special, ne-am pregătit. Am pregătit mult timp pentru lucrul ăsta și ne dorim să iasă perfect. Aveți un alt setlist? Cântați eu? Da. Sunt piese pe care le cântăm pentru prima oară, sunt piese pe care nu le-am mai cântat de foarte, foarte mult timp. Merge vorba despre ani de zile. Și în genere, tot vibe-ul, hai să vezi, adică... Ne-am străduit să facem în așa fel încât tot vibe-ul să fie așa, mai de sărbătoare. Un fir narrativ, da. Să aibă totul legătură. Și timing-ul a fost absolut perfect. Astăzi a nins și tot astăzi e primul concert Grand Christmas. Da, și se împlinesc fix 7 ani de la primul concert Dă-mă Dans astăzi. Da? Da. Felicitări! Felicitări! Mersi, mersi. Și dacă mai multe, și dacă mai frumoase, și dacă mai complexe, și dacă mai... Rumuna. Mult succes astăzi pe scenă. Cheers. Și mă bucur enorm că Dumnezeu mi l-a arătat și mi l-a ivit în cale. A fost extraordinar, cred că a fost prima dată când am auzit atâția oameni cântând mai multe piese de ale mele, adică m-a simțit super. A fost ca un cadou de Moș Crăciun. Tu, eu și el cu mine m-a lăsit, un lucru pe care nu l-ai înțeles. Am rătuțit și am rămas aici să fie. Cred că vă plăcut. Cred că a doua sau a treia oară când am cântat piesa asta în general pe scenă. It's very special. În momentul în care cineva îmi spune din St. Louis, eu știu că ăsta e fan Dă Mă Dans adevărat. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Așa, ca în parc. N-am simțit niciodată sentimentul ăsta, pentru că niciodată n-am cântat în parc. Mereu mi-a fost frică, sincer vă spun. O să cânt o piesă care probabil vă place și vouă. Se aude bine? Da! Perfect! Dați să vin un pic mai aproape. Mai omul întâmplător, luându-mi dragostea peste picior, lăsându-mă să mă usuc de dor, uitându-mă așa ușor. Mai omorât întâmplător, luându-mi dragostea peste picior, lăsându-mă să cad în gol, uitându-mă așa ușor. Nu te-am rugat să mă iubești cu forța, n-am să întorc privirea înapoi. Încerc să nu duc gândul într-acolo, știind că nu există niciun noi. Și dacă te va întreba trecutul, să-i spui că am fost doar un trecător care a încercat să îți arate ce face dragostea din om. Ce face dragostea din om. Un, doi, trei, și mai omorât întâmplător, luându-mi dragostea peste picior, lăsându-mă să mă usuc de dor, uitându-mă așa ușor. Mai omorât întâmplător, luându-mi dragostea peste picior, lăsându-mă să cad în gol, uitându-mă așa ușor. Minunat sunteți! Mulțumesc! Următoarea piesă, după tradiție, știți care e. Exact! Voi da toată cupa peste cap, voi fi fericită când
Salut, salut, Daria. Sărbători fericite. Cred că deja putem începe cu astfel de urări, având în vedere concertul la care ne aflăm astăzi. A fost un început tare bun de mini-turneu, nu? Mini-turneu nu e neapărat un turneu. E așa, o serie de concerte pe care ne-am propus să le facem. E frumos, am așa o stare de eliberare pentru că am adunat foarte multe emoții. A fost foarte greu pentru că a fost foarte tight, a fost foarte înstrâns totul. Ne-am pregătit foarte mult și până ultima secundă. Dar a ieșit foarte frumos. Ne place. Cum te-ai simțit astăzi pe scenă? Cum a fost? A fost, așa, dacă să-l compar ca și intensitate de emoții, cred că cam ca la început. Și nu mă refer la emoțiile alea care îți dau energie, mă refer la emoțiile alea de școlar care te fac așa să fii neîncrezător un pic. Adică te strădui să nu uiți versurile, te strădui să iasă totul bine. Emoții din punctul ăsta de vedere. Dar au fost și emoțiile alea pozitive, faine, datorită publicului, pentru că, din câte ai văzut și tu, au fost superbi oamenii. Absolut superb, absolut superb. Da. Și atmosfera asta cozy a locației, da, exact ce da. Trebuie, exact ce trebuie. Ce face Denis Crăciunul ăsta? Cum îl sărbătorește? Cum sărbătorește Denis iubitul? În sânul familiei o să sărbătoresc acest Crăciun minunat. Eu să mă bucur de el. Tu ai fost unul dintre primii oameni cu care am filmat pentru seria Hashtag de Pink Lizzy. Mereu spre ceva intangibil, practic. Mereu vrem mai mult, hai, vreau să mai lansez o piesă, vreau să mai fac asta, și vreau să mai fac asta. Dar e foarte bine să fii flământ de artă. S-au întâmplat multe de atunci, multe concerte, multe piese care au avut în sufletul a o grămadă de oameni. Două EP-uri, dacă nu mă înșel, Midnight Jam și Rehab. Da. Da, wow! Cum se simte Denis în acest moment? S-a desfăcut foarte împăcat cu mine. Mă bucur că a fost un an atât de productiv. A fost un an în care mi-am propus să nu duc cont, să nu țin cont neapărat de cum se întâmplă lansările. N-am ținut cont neapărat de strategiile de lansare. Am lansat pur și simplu când am vrut și aia a fost. Și acum, spre final de an, mi-am setat, probabil împreună cu echipa, niște targeturi. Ne-am făcut așa o mică direcție pentru început de an, ce să facem, cum să lansăm și ce anume să lansăm. Dar așa, overall, pe tot parcursul anului, am fost foarte liberi în exprimarea creației. Practic, ai simțit tu, după sufletul. Da, da, da. Da, cam mereu a fost așa, sincer să fiu, dacă stau să mă gândesc mai bine. Și cred că e important asta ca artist. Da, da. Foarte important. E clintesență. Îți menții integritatea, dar nu în sensul lui propriu al cuvântului și nu știu, integritatea. Toate sensurile cuvântului ți-o menții. Și autenticitatea. Și se simte, adică omul simte viața. Atunci când ești inhibat de anumite chestii, iarăși simte lucrul ăsta. Trebuie să fii liber. The Mutants a rămas și rămâne unul dintre proiectele The Goats, unul dintre proiectele care au stat la baza industriei, care au stat și stau la baza industriei muzicale române, care au atins atâtea suflete, atâtea milioane de suflete. Eu nu știu. Nu-mi dau seama, sincer. Știu doar că
a fost și este și cred și sper că va rămâne un drum frumos. Cu cât mai lung o fi, probabil cu atât mai bine. Au fost multe sacrificii la mijloc? Sunt multe sacrificii la mijloc în viața de artist? Nu. Nu? Tu ne vezi că sacrificii? Nu. Pentru că mulți spun că există o grămadă de sacrificii pe care le faci. Probabil unii au parte de acest lucru, dar nu. Muzica a venit ca o salvare și pe acest drum n-am făcut niciun sacrificiu, pentru că muzica m-a salvat. Cred că fiecare are nevoie în viața lui de un fel de salvare de asta. Da, fie că e o pasiune, un lucru care îți place sau fie că e un om. Și ideal ar fi să fie toate la un loc, să fie un cumul de factori frumoși în viața ta. Exact astăzi se împlinesc, spuneai și tu, 7 ani de la, da, primul, de la primul concert Vomotans. Wow, că e foarte asemănător cu ziua de azi, pentru că și atunci am avut emoții din astea atât bune, cât și din astea neproductive, în care efectiv te gândești la fiecare pasă, cânti bine, să nu-ți vreun vers și nu ești foarte relaxat. La fel a fost și astăzi, pentru că am cântat o bună parte din show, a fost cu un repertoriu fie nou, fie pe care nu l-am cântat de mult timp și am fost foarte concentrat să iasă bine partea aia. Asta m-a ținut așa puțin încordat. Iarăși, noroc că avem un public extraordinar și care m-a ajutat să mă relaxez și a fost așa ca un masaj spiritual. Și un band foarte mișto de spate. 100%. Bandul e numărul 1. Și care e cel mai frumos lucru la viața de aia? O posibilitate foarte ușoară de a fi fericit. Fericire înseamnă pentru tine? Tot ceea ce trăiesc. Tot acest cumul de lucruri pe care le fac și pe care le trăiesc. Cred că sunt cumva un amalgam de factori care cumva se unesc. Oamenii, energia lor. Absolut, absolut. Tu, absolut. Trăirile tale, trăirile lor și cumva se creează. Da, da. Nu știu. Ceva greu de deschis în cuvinte. E fie greu, fie imposibil. Pentru că e foarte greu să descrii un sentiment așa încât un om care nu l-a trăit să-l înțeleagă. E ca și cum probabil ai descrie un drog sau o culoare un om care nu a văzut niciodată. Care e motivația, drive-ul tău în a face treaba asta, în a face muzică? Există așa ceva sau trebuie să existe așa ceva decât de pasiune? 100%. Trebuie să iubești lucrul ăsta. Trebuie să iubești ce faci. Asta am simțit să fac. Am mers după îndrumarea inimii, să spunem așa, și se pare că am făcut o alegere și am luat o decizie bună. Cea mai bună. Care crezi că a fost elementul sau au fost elementele care te-au adus pe succes, spre a nu renunța niciodată la ceea ce îți place ție în drumul tău? Iarăși, e vorba despre tot întregul. E vorba și despre muncă și despre norocul de a fi la momentul potrivit, în locul potrivit. Norocul de a da de oameni de încredere și de oameni frumoși. Norocul de a lucra cu oameni talentați. Multă ambiție. Puterea și curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când simți că nu există speranțe. Și multe alte lucruri pe care, dacă stau acum să mă gândesc la ele, probabil e o listă foarte, foarte lungă. Și mai cred că la fiecare
persoană în parte e diferit acest drum. Și pentru fiecare om în parte probabil ai să primești un răspuns diferit. Și mai am momentul de astea de spion care, nu știu, zici stop și te gândești, uiți așa retrospectiv la tot ce ai făcut și cumva te cuprinde așa un sentiment de tu e, de împăcare. De împăcare, da, da. În primul rând, eu cred, probabil, un sentiment de împăcare și de... un sentiment, poate, de eliberare. Nu știu. Mă simt bine și... îmi place ideea a tot ce am făcut pe plan muzical. Dar cred că sentimentul ăsta ține puțin, pentru că după aia îți dai seama că se poate și mai mult și și mai mult 100%, și mai bine 100%. Și mai bine. Dar cumva să nu întotdeauna să existe foamea asta pentru perfecțiune, pentru absolut, mai ales, și mai mult și mai absolut, mult. Mai ales pentru un artist e foarte importantă. Adică mă strădui să nu o pierd. Timpul se mai poate uza, probabil, dar mă strădui să rămân acolo mereu. Pofta asta incredibilă de a crea, de a face lucruri noi și de a le face și mai bine, și mai faine, și mai vaste, și mai mari. Dar alergând, câteodată după, nu știu, perfecțiunea asta, care nu o să o atingem niciodată, e imposibil. Nu cumva se mai întâmplă uneori să pierd în esență? În esența lucrurilor? Atâta timp cât ești atent și... menții un echilibru. Da, și menții un echilibru, probabil, eu zic că ești ok. Dar se mai întâmplă, îți dai seama, să ne mai batem de la drum. Probabil în viețile tuturor există momente de genul ăsta. Dar e important să nu uiți ce ți-ai propus inițial. Sau, e posibil să-ți dai seama că există căi mai potrivite pentru tine sau mai mari. Și atunci nu e greșit să-ți schimbi cursul. Why not? Sunt oameni care inițial poate au vrut să fie niște pictori și s-au regăsit în arhitectură sau invers. Și au dat seama de lucrul ăsta la o bucată de drum, probabil. Nu știu, da, adică dau un exemplu foarte banal, dar ca să înțelegi bine. E foarte important, cred că, să te cunoști, să te autocunoști pe tine. Și chestia asta o afli doar încercând cât mai multe lucruri. Autocunoașterea ca artist cred că e foarte importantă. Să știi când poți și nu mai poți, să știi ce poți și de fapt nu, ca asta. Să știi cine ești. Să știi cine ești, da. Ce vrei și... 100%. Îmi spuneai tu la un moment dat într-un podcast și ți-am dat un mesaj imediat după aia, că mi se pare plăcut treaba aia. Să reușești ca încă de mic să nu te învârți într-un cerc, da, fără da. Să știi ce vrei, să faci să... spre compont. Dar, dar nu e greșit nici dacă... Nu e greșit dacă la început te învârți un pic în cerc, după părerea mea, pentru că cunoști terenul. Dovada aici. Nu, tu ești bine. Ești bine. Îți mulțumesc. Asta mulțumesc și eu, Dane. Și să ne vedem la anul cu un concert Green Christmas și mai frumos, și mai mare. Și dacă să fie mai mare, vreau să le păstrăm în semnul familiei. Și mai frumos, cu siguranță. Deci cumva atmosfera asta că e una. Asta e pentru Grand Christmas. Și vedem, adică e un experiment ceea ce am făcut noi astăzi. Nu e ce experiment, a ieșit foarte. Mersi din suflet, dar iarăși trebuie să vedem dacă până la anul n-o să fim siguri că o să obținem rezultate mai bune și adică dacă nu o să fim siguri că o să creștem, cel puțin, pe planul ăsta de a îmbunătăți și de a face lucrurile să fie cât mai faine, cât mai magice, atunci nu o să-l facem deloc. Deci vreau să creștem pe planul ăsta, vreau să fie și mai frumos, fiecare dată, să dăm ceva în plus. Asta e important. Mersi mult de tot. Mersi și eu. Și succes mâine în Iași, nu? Da. Și luați bradul ăsta cu voi, ca să... Probabil o să ne aștepte acolo un brad. Vedem. E și decărat un pic la el, de drept, știi? Da, mulțumim! Mulțumim! Abonați-vă la Darian! Subscribe!